Polițiștii din Dolj sunt în alertă după ce un deținut a evadat duminică după amiaza din penitenciarul Pelendava din Craiova. Polițiștii doljeni au fost sesizați cu privire la faptul că un bărbat de 36 de ani din Moțăței a evadat dintr-un penitenciar din județul Dolj, unde executa o pedeapsă privativă de libertate pentru săvârșirea infracțiunii de furt calificat. Bărbatul are 1,77 m înălțime, păr șaten închis la culoare, ochi albaștri, și iar la momentul plecării era îmbrăcat într-un pulover albastru, pantaloni roșii și pantofi sport. Polițiștii au instituit filtre și desfășoară operațiuni de căutare pe toată raza județului. Domnule Eugen, aveți cunoștință despre faptul că ai evadat un deținut din penitenciarul Lendava? Deci aceasta este persoana. Dacă o vedeți, vă rugăm să sunați la 112 și anunțați autoritățile. Deținutul evadat este considerat un infractor periculos. Acesta a devenit cunoscut în urmă cu 5 ani în Italia, unde a fost cercetat și condamnat pentru proxenetism. Ulterior, George Măciucă s-a întors în România, unde a dat o spargere care i-a adus o condamnare pentru furt calificat. După ce va fi prins, condamnatul se va alege cu majorarea pedepsei pentru infracțiunea de evadare.